Fraților, ce avem noi aici? Cred că cea mai nouă motocicletă pe care m-am dat. O Yamaha IZF R125 din 2020. Ultimul model cu 13.000 de kilometri. Tobă Dominator parcă, dar ne uităm după, care bubuie. După mult timp de 600, cred că după 2 ani sau 3, iar pe un IZF, că pe un 125. Ca prima impresie, bă-s biciclete. Adică așa de ușoare și așa ușor de controlat, scapă mâna în gaz, nu se întâmplă nimic. Jucările perfecte. Hai concordăm un pic. Acest în curs că... Mai că și rezervorul plin. Dar și os greu. Văd aici în bord că când o trecut de anumită turație scrie VVA. Bă, astea pe ultimile modele. S-a pus un fel de vite cum e la Honda, care mai dă ceva cuplu după 6.000 de ture. Nu știu dacă pot să zic că l-am simțit. Să-mi bag piciorul. Și alunecă și piciorul ăștia. Asta. Dar are forță și stai să văd dacă se simte VVA-ul ăla. O luăm în a doua de jos. Maxim. Parcă să zic că s-o simți ceva. Dar nu. Premică diferența. Și dacă ați văzut check engine-ul în bord, că nu mai are catalizator. La oră pe curbele astea, ce trebuie mai mult, sincer. Dea-l în jos cât prinde.
bă, dar se întinde. Vreau să depășesc pe ăsta. Dar văd că nu mai. Pentru aia care deja aveți XF, când sunteți în ture mai mari, jucați-vă așa cu accelerația dacă vreți să puște toba. Uitați, 10.000. Sau țineți un pic deschisă. Dar trebuie să-i găsiți schema. Mai bine vă jucați așa. Ce ne sunt țirdă? Mere până în 11.000 de ture. Prima și cred că și a doua avea doar 10.000. A doua nu știu, dar prima știu sigur că avea 10.000. Bă, ca poziție la 1.90 al meu și vreo 90 de kg. Bă, nu stai rău deloc. Cred că mă duc de 10 km. La încheieturi n-am nimic, spatele nu mă doare. Șaua asta e cam de sportivă și cam te împinge cu caile în rezervor, dar... Da. Ca un sfat pentru aia care vor să-și ia 125. Bă, motoarele astea, ați văzut, am urcat meseșul numai 10.000 de ture, numai la maxim. E motorul mic și foarte chinuit. Și pruncii abuzează de ele mult. Și eu abuzam în pula mea că merg în 30 de km, 50 de km numai cu accelerația așa. De la 40.000, 50.000 cam consumă ulei și numai o vlagă. Așa că un sfat, luați-vă motor cât mai nou. Am și eu că pentru mulți e greu, nici eu n-am putut asta și m-am chinuit cu a meu. Dar luați-vă motor cât mai nou. Dacă aveți posibilitatea, dacă se poate direct nou sau la 10.000 de kilometri, după ce i-s-o gata rodaj, să zic, că nu o să aveți probleme. Și să vă chinuiți la 16 ani tăzi cu segmentări, cu de-astea, că am un prieten cu 125 la care le-o crăpa motorul. Hai facem mai mult un 0-100 sau un top speed. Le punem pe mijloc. Și dă-i! Bă, nu-i rău deloc! Motorul meu mai mult de atâta nu merea niciodată. Ăsta mare ture. Dar repet, e foarte greu și foarte mare.
faci o curbă. Ca ciclistică e foarte fain, adică n-ai treabă să o plini. Pe 6 km care au făcut actualul proprietar cu ei, 3000 de km. Motorul e din 2020 în Zalău, luat din nou. După aia l-au vândut tot la unul din Zalău. L-ați mai văzut voi prin videouri. Ăsta e consumul, ăsta e instantul. Ăsta e media, 3,3. Se poate reseta. De fapt, dă-l în bile când nu-l resetezi. Și ăsta e instantul. Să se îndepărteze un pic și dăm. Nu e foarte multă acțiune. Episodul ăsta am așa o frică să mă întâlnim cu el. Ăsta așa ca ciocurile alea puste. Nu știu ce să zic. Dar pe curbele astea, dacă aș fi avut viteză mai mare, dar pe aici pot urca cu 100. Eu cu a mea pot 120 avem pe aici. Deci te poți da tare și cu 125. Nu zic nu. Aici nu prea. Asta mă enerva pe mine, că nu puteam depăși și erau oameni în spate și mă presau. Du-te în bile, Logan. Am accelerat, fută-te în gură să te fut. ABS-ul încă nu l-am testat, dar mi-e și frică să testez. Dar putem testa la pe spate. Uite, la maxim. Dar pe spate. Și s-a oprit chiar bine. Pe față mi-e frică. Nu cred că a intrat. Hai testăm o frână de la 80. Frânează foarte bine. Maxim și pe aici, unde e pietriș și nu bloca roata. Hai în viteză. Mai filmează? Filmează. Ăsta e motorul. Aici lipsește un șurub, că ar sta bine. Foarte frumos. Hai să aprindem și ăsta. Ăsta pele, dar cred că toate generațiile le-au avut. Tobă, cred. Păi e originală. Nu știu ce firmă, Dominator parcă. Cauciucuri. Cu ce m-am dat? Cu
140 pe spate. Destul de șmecher. Și le-am închis un pic. Pe față 110. Chestiile astea ca la R1. Semnalizările putea fi pe LED și mai frumoase. Uitați bordul. Când pui contactul și acolo poți spune ce nume vrei. Farul poziție pe LED, dar nu știu dacă așa a venit din fabrică. În rest nici nu știu ce. Ce far este? Cred că LED. Toba asta. Mai dăm o tură. Câteodată mâncam ei pula mai încolo. Și încă un sfat, dacă vreți să bube mai tare motocicleta voastră, nu mai băgați benzină de 100, că oricum nu vă ajută. Băgați aia de 100 numai după soft, după modificări, să unde apar detonațiile. Motoarele astea sunt făcute să meargă cu benzină de 95 foarte bine. Și băgați benzină de 95, care apușcă mult mai tare, are rezistența la autoaprindere. Adică are rezistența la autoaprindere mai mică ca aia de 100. Și benzina când o să ajungă în tobă, o să se aprindă mult mai ușor și mai repede, teoretic. Și mai tare. Acum ai cu benzină de 100, cu motorul ăsta am o șansă să fac cămare, ceva de tip de curățare, dar în rest, dacă băgați fiecare sub... o dată pe lună e ok să băgați și 100, da? Mare diferență nu face. Acum că a fost de al în jos, mai răcit toba și nu mai da așa multe rateuri.
nu știu. Și nu mai se aud așa tare. Acolo mâncam ei.